Astăzi a început postul Crăciunului. Durează 40 de zile și este mult mai blând decât postul Paștelui. Nu este însă ieftin, pentru că produsele vegane ajung să coste bani frumoși. Prețuri mari sunt și la fructe și legume, în contextul în care un kilogram de fasole costă 12 lei. De asemenea, preoții vorbesc despre importanța postului și roagă pe creștini să pună accent pe rugăciune și să nu caracterizeze postul ca fiind o dietă. Postul Crăciunului a început în data de 15 noiembrie și durează 40 de zile. Să ții post nu este însă deloc ieftin. Deși nu se mănâncă lactate, ouă și nici carne, legumele, fructele și produsele vegetale sunt mult mai costisitoare față de o alimentație obișnuită. În piețe nu este zarvă mare, pentru că prețurile la fructe și legume gonesc cumpărătorii. Ce mâncați de obicei de post? Cartofi, fasole, fasole verde, sunt de toate. Sunt scumpe? Sunt. Ce e cel mai scump, așa, ce cumpărați de obicei? Cam toate sunt la fel, vedeți, ia uitați, 3 lei cartofi. Astăzi a început postul Crăciunului și produsele sunt foarte scumpe. Ce este cel mai scump? Legumele. În ceea ce privește alimentația, specialiștii sanitari veterinari spun că trebuie să avem grijă la ceea ce cumpărăm din magazine și au ca etichetă produs de post. Există produse care, deși sunt catalogate ca fiind de post, conțin și proteina animală. Comercianții sunt obligați de legislație să dețină un raft separat pentru produsele vegetale care să fie identificat, astfel încât cumpărătorii să știe exact unde să ducă și să cumpere aceste produse și, așa cum a pornit discuția, să cumpărăm produse de post, produse care normal trebuie să fie produse sănătoase, care să ne asigure o hrană corectă, o alimentație corectă, astfel încât la sfârșitul postului să nu avem mai multe kilograme decât am început. Da, așa este și trebuie să ținem cont că dacă ne referim inclusiv la produsele lactate, ele pot fi înlocuite de produse care se aseamănă cu cele lactate, dar ele, la rândul lor, sunt depozitate în alte spații care sunt identificate. Pe de altă parte, postul nu este doar despre mâncare. Preoții îndeamnă oamenii să se roage în această perioadă, care este mai degrabă despre vindecarea spirituală. Un post fără rugăciune, fără asocierea lui cu viața spirituală, cu viața religioasă, rămâne la aspectul lui de dietă și te ajută din punct de vedere organic, trupește vorbind, dar din punct de vedere spiritual nu-l poți folosi pentru că poate ce nu ai rugăciunea, el nu-și poate arăta adevăratul potențial, pentru că postul ajută și foarte mult la starea de rugăciune. Postul ne face să fim asemenea îngerilor care nu mănâncă. Ne face să ne afirmăm ceea ce avem mai de preț față de toate celelalte creaturi, și anume umanitatea, chipul lui Dumnezeu în noi. Celelalte animale au un program lăsat de Dumnezeu, când mănâncă, când se înmulțesc. Noi putem, suntem singurele ființe create după chipul lui Dumnezeu, deci capabile de a raționa și care putem să abuzăm de ceva sau putem să ne abținem de la ceva, iar postul asta face, ne confirmă și ne afirmă umanitatea. În prima zi de post, potrivit tradiției populare, oamenii de la sate obișnuiesc să spele bine toate vasele și tacămurile pentru a se asigura că sunt curățate de alimentele de dulce și carne pentru a se pregăti temeinic pentru perioada de post.